este vorba de acele cheltuieli pe care le-am criticat cât timp ne aflam în opoziție și pe care nu ne dorim să le continuăm odată ce am preluat noi scaunele de guvernare. Sunt multe zone de unde putem face reduceri, multe zone din care putem să arătăm că banul public poate fi cheltuit mult mai corect, mult mai transparent și mult mai eficient. Și în acest sens, această ordonanță de urgență atacă anumite zone tradiționale de cheltuire netransparentă și ineficientă a banului public. Instituțiile publice, regiile autonome și companiile naționale nu mai au voie să contracteze servicii de consultanță și asistență juridică dacă dispun deja de personal propriu de specialitate. Ne referim aici la limitarea contractării de servicii juridice, atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivelul administrației locale, pornind de la constatarea importantă pentru eficiența utilizării banilor publici a Curții de Conturi a României, care a identificat că în perioada 2008-2010, la numai 408 entități supuse controlului, reprezentând doar 3% din entitățile publice existente în administrația românească, adică în 13.500, de aceste 408 entități s-au cheltuit cu serviciile juridice 135 de milioane de euro, din care 62 de milioane cu personalul angajat permanent și 73 de milioane cu servicii juridice prestate, furnizate de către companii, de către firme externe autorității publice respective. De asemenea, cheltuielile de personal și deplasările vor fi diminuate cu 30%. Aceeași interdicție va fi valabilă și în cazul contractelor autorităților locale pentru servicii de audit public intern prestate de către persoane fizice. Și deplasările în străinătate vor avea restricții. Cel mult 2 persoane vor putea însoți oficialii. Guvernul estimează că prin aceste măsuri va economisi 1,86 miliarde de lei.